Munții din țara noastră, poate prea puțin colindați de majoritatea românilor în ideea că acasă e mai comod și mai bine, ascund foarte multe curiozități. Sau poate nu neapărat curiozități, ci doar bogății pe care tindem să nu le luăm în seamă, dar ele sunt fapte reale și demne de menționat. În special munții Carpați, care trebuie numiți înainte de toate ca cel mai lung lanț muntos din întregul continent european, având o lungime de 1500 de km, dintre care 800 se întind numai pe teritoriul României. Haideți să vedem astăzi câteva lucruri incredibile despre munții Carpați. Originea numelui. Nimeni nu știe cu certitudine de unde provine denumirea de Carpați. Sunt istorici care cred că ar fi de origine traco-ilirică și care însemna regiune stâncoasă. Alții consideră că numele provine de la daci, mai precis de la carpii, un trib despre care Herodot, părintele istoriei și al geografiei, scria că se țin scai de munți. Denumirea de Carpați este cu siguranță foarte veche. Apare încă din antichitate în scrierile cartografului și filozofului grec Ptolomeu. Abia în secolul al XVI-lea, deci pe la 1500 și ceva, denumirea de Carpatus Mons o găsim și pe o hartă a cartografului flamand Mercador. Cum s-au format Carpații? În zona lor actuală, de mult, tare de mult, acum sute de milioane de ani, a existat un ocean numit Tethys, care se afla la contactul dintre două mari plăci tectonice, continente, placa euroasiatică în nord și africană în sud. Pe scurt, în urma unor presiuni externe, acțiunea Marelui Rift din Atlantic, cele două plăci s-au ciocnit. În urma contactului, scoarța s-a ridicat și în timp au apărut munții. Așa cum îi vedem noi azi, a mai trecut ceva vreme, cam zeci de milioane de ani. În cazul Carpaților, orogeneza, adică ridicările, au avut loc în Mezozoic, mai precis în Cretacic, între acum 145 de milioane de ani și 66 milioane de ani în urmă. Alpii sunt ceva mai tineri, s-au ridicat în Neozoic, deci acum 66 de milioane de ani în urmă. Din acest motiv sunt și mai înalți, cel mai înalt vârf Mont Blanc are 4810 metri, pentru că au fost erodați mai puțin de agenții externi, vânt, îngheț, dezgheț. Buceci, locul altarelor preistorice. Cele mai spectaculoase formațiuni stâncoase se află în munții Buceci din Carpații Meridionale. Sfinxul și Babele ar fi fost, potrivit unor istorici, locuri sfinte pentru populațiile din timpurile îndepărtate, la căror modelare ar fi contribuit nu doar natura și timpul, dar și mâna oamenilor. Bucegii au fost, potrivit lui Nicolae Densușanu, cei mai însemnați munți ai strămoșilor noștri. Au fost în preistorie locuri sfinte ale triburilor, iar vârfurile lor cele mai înalte, Caraiman și Omu, erau consacrate divinităților cele mai importante, Omu fiind locul unde era venerat Saturn. Înălțimea maximă. Cel mai înalt vârf nu este în România, ci în Slovacia, în masivul Tatra Mare. Se numește Gerlakovka și are o înălțime de 2655 de metri. În țara noastră, cel mai înalt vârf este Moldoveanu, cu înălțimea de 2544 metri. Vârful Moldoveanu este localizat în masivul Făgăraș, din Carpații Meridionali. Vă recomand să-l urcați măcar o dată, nu veți regreta. Vă va cuceri și el cu peisajele superbe pe care le puteți admira pe acoperișul României. În Carpații Meridionali veți găsi cele mai mari înălțimi din Carpații Românești. În total sunt 14 vârfuri mai mari de 2500 de metri. Aici veți avea parte poate de cele mai spectaculoase peisaje care vă vor tăia răsuflarea, în sensul plăcut, la figurat, bineînțeles. Carpații sunt munți mai mici decât Alpii. Cele mai dese înălțimi sunt între 1000 și 1500 de metri. Domină împrejurimile prin diferențe de nivel de peste 400 de metri. Retezatul, tărâmul lacurilor glaciare. Retezatul din Carpații Meridionali impresionează prin mulțimea lacurilor glaciare care împodobesc înălțimile. Peste 50 de lacuri s-au format în masivul Retezat, care datorită lor a primit numele de tărâmul fermecat cu ochii albaștri. Lacurile glaciare s-au format în căldările ghețarilor preistorici, prin acumularea apei provenite din ploi și zăpezi și prin scurgerile izvoarelor. Astfel s-a întâmplat și cu lacurile din Retezat, însă legendele din popor au atribuit originii lor explicații fantastice. Cel mai întins lac din Retezat este Bucura, care măsoară 9 hectare. Carpații mai bogați ca Alpii. Dacă ne referim la resursele subsolului, Carpații sunt mult mai bogați ca Alpii. În Carpați sunt munți vulcanici care nu se găsesc în Alpi. Datorită vulcanismului, avem zăcăminte importante de aur, argint, cupru și alte nemetale. De asemenea, o altă resursă foarte importantă este lemnul. Carpații sunt încă acoperiți de suprafețe mari de pădure. În plus, urmarea vulcanismului sunt peste 2600 de izvoare minerale. Alpii punctează însă la potențialul turistic. Dincolo de pârtile de schi foarte bune, Alpii au ceva ce lipsește Carpaților. Peisajele supraglaciare care se întâlnesc la altitudini mari, de peste 3000 de metri. Mă refer aici mai ales la crestele ascuțite, zimțate, ca de Fierăstrău, la văi și circuri glaciare spectaculoase, etc., care imprimă peisajului un aspect masiv dominant. În cazul Carpaților, din cauza înălțimilor ceva mai mici, avem relief glaciar izolat, la peste 2200 de metri, lacuri, văi, căldări, circuri glaciare,
mai ales în munții Rodna, Făgăraș, Retezat, Parâng și Bucegi. Parâng traversa de cea mai înaltă șosea. Munții Parâng din Carpații Meridionali sunt cei mai mari ca suprafață dintre masivele muntoase ale țării noastre. Sunt traversați de cea mai înaltă șosea din România, Transalpina, care ajunge la altitudinea de peste 2000 de metri. În masiv sunt un număr mare de lacuri glaciare. Cele mai cunoscute sunt Mija, Călcescu, Roșiile și Iezul Înghețat. De asemenea, cel mai înalt vârf al masivului, Parângul Mare, are 2519 metri. În Carpați s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură. Un alt lucru de știut despre munții Carpați este acela că aici a fost înregistrată cea mai mică temperatură din România, și anume minus 38,5 grade Celsius, însă cu mult timp în urmă. În anul 1942, la data de 25 ianuarie, în Bod, localitatea aflată în depresiunea Brașovului, a fost înregistrată această temperatură demnă de o eră glaciară pentru români. Apusenii, Ținutul Aurului. Munții Apuseni, din Carpații Occidentali, au fost asociați din cele mai vechi timpuri cu aurul, una dintre cele mai prețioase resurse ale țării. Cea mai veche regiune auriferă din România se află în Apuseni, fiind cuprinsă într-un trapez, cu colțurile la Sacarâmp, județul Hunedoara, Slatna, Roșia Montană, Abrupt, județul Alba și Baia de Arieș, scria istoricul Ion Rusu Abrundeanu. Regiunea minieră a munților Apuseni a fost un fel de Californie pentru toate neamurile pe care au stăpânit-o în decursul istoriei. Azi nu mai încape nicio îndoială că bogățiile miniere din Dacia au constituit un puternic motiv pentru ca împăratul Traian să facă tot posibil să o ocupe prin forța armelor. Arăta Ion Rusu Abrundeanu în volumul Aurul Românesc, istoria aurului din vechime până azi, 1933. Cel mai lung lanț vulcanic din Europa. Carpații Moldovo-Transilvani cuprind în întinderea lor cel mai lung lanț de munți vulcanici din Europa. Oaș, Țibleș, Călimani, Gurghiu, Harghita. În munții Ciomatu din regiunea Harghita se află și singurul lac vulcanic din România, Sfânta Ana. Legendarul ținut al Pelasgilor. Pelasgii sunt considerați unul dintre cele mai vechi popoare din Europa, fiind amintiți cu acest nume de unii autori antici pentru a-i descrie pe strămoșii mitici ai grecilor și populațiile indigene din regiunea Marii Egee. Unii istorici antici afirmau că Pelasgii își aveau originea în Egipt sau ar fi venit de pe mare, Pelagos însemnând mare în limba vechilor greci. Istoricul Nicolae Densușanu susținea însă că vechiul teritoriu al Carpaților a fost locul Pelasgilor. Aici se aflau locurile acelea frumoase și fericite numite Câmpul Elisiului, unde se retrăgeau la bătrânețele lor eroii lumii vechi și unde favoriții zeilor trăiau un veac de aur și o viață eternă, susținea Nicolae Densușanu. Munții Orăștiei, locurile unde s-a dezvoltat civilizația dacilor. Una dintre cele mai vechi mărturii despre modul de viață al strămoșilor noștri i-a aparținut istoricului latin Florus. Dacii trăiesc nedezlipiți de munți. De acolo, sub conducerea regiului Cotiso, obișnuiau să coboare și să pustească ținuturile vecine ori de câte ori Dunărea, înghețată de ger, își unea malurile, afirma acesta. Iar centrul civilizației dacilor se afla, potrivit istoricilor, în munții Orăștiei din Carpații Meridionali, unde au fost descoperite ruinele celebrelor cetăți și temple dacice și a capitalei antice Sarmizegetusa Regia. Locurile sfinte ale lui Zamolsis. Peste 12.000 de peșteri au fost numărate în Carpați. Una dintre ele, aflate pe legendarul munte Cogăionăn, ar fi fost locul sfânt al divinității celebrate de daci, Zamolsis. La început, el a fost ales mare preot al celui mai venerat zeu al lor, iar după un timp a fost ocotit el însuși zeu. S-a retras atunci într-un fel de peșteră inaccesibilă altora și acolo și-a petrecut o bună bucată de vreme, întâlnindu-se rar cu cei de afară, decât doar cu regele și cu slujitorii săi. Regele, când a văzut că oamenii sunt mult mai supuși față de el decât mai înainte, ca unul față de unul care le dă porunci după îndemnul zeilor, i-a dat-o sprijinul. Acest obicei a dăinuit până în vremea noastră. După datină, mereu se găsea un astfel de om care ajungea sfetnicul regelui, iar la geți acest om era numit chiar zeu. Până și muntele, cu peștera, a fost ocotit sfânt și așa îl și numesc. Numele lui este Cogăionăn, la fel ca al râului care curge pe lângă el, afirmă istoricul Elen Strabon. Muntele sfânt Cogăionăn și peștera lui Zamolsis s-ar fi aflat în Carpați, însă teoriile privind locația așezării au fost numeroase. Vârful Gugu din masivul Godneanu, munții Retezat, munții Bucegi, munții Ceahlău sau munții Orăștiei au fost indicate de-a lungul timpului ca locurile de venerare ale lui Zamolsis. Vom încheia transmisiunea de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like, să te abonezi la canalul nostru și să apeși pe clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu tot ce postăm. Pe data viitoare!